Am înțeles, curat 320, dezactivează planul roșu. 14.20 am înțeles, s-a dezactivat planul roșu. Nu, acum s-a... 13 a fost transportat la UPU Petroșani, da. Ce veți face acum? Veți interveni pentru deblocarea traficului? Vom interveni pentru deblocarea traficului și pentru curățarea carosabilului, pentru a se circula în condiții bune. Am văzut că este într-o curbă destul de periculoasă acest accident. Da, este o curbă deosebit de periculoasă, este curbă cunoscută de către cetățenii Băii Jiului. Mai mult, probabil, s-a venit cu viteză. Din informațiile care le aveți. Din informații, da, sunt din Valea Jiului. Numele și funcția, vă rog. Ajutant Cățan Constantin, șef gard de intervenție pe Petroșani. Mersi. Și mie, în urma accidentului, câte persoane au ajuns la spital? Da, în urma accidentului a fost prezentat la mine cu 14 persoane cu grad de severitate mediu ușor, între care 4 persoane au să fie internate pe secția chirurgie cu diagnostică de policonizație în accident rutier, cu traumatism cerebral mediu, cu pierdere conștiință, fără sindrom de Hick, conștienți orientați tergospațial în momentul de față. Un domn a fost internat pe secția ortopedie cu fractură de rotul stângă, traumatism genunchi stâng. Și probabil acum așteptăm destul de pacienți să vină de la radiologie. A fost anunțat că el anual și la postul la distanțiu. Starea pacientului este stabilă în momentul de față, situația este sub control. Numele și funcția dumneavoastră? Doctor Ienea Benic. Ce vreau să